Călărețul fără cap Pista 7 Curajoasa creolă se avântă calmă spre marginea prăpastiei și sări dincolo cu ușurință de necrezut. Trei simțăminte se luptau în sufletul mustangerului în timp ce urmărea pe Luiz. Primul era uimirea, al doilea admirația, iar cel de-al treilea nici nu putea să-l definească. Oricât de minunat ar fi fost izbânda lui Izei, ea nu-i punea la dăpost de primejdie, căci pentru armăsarii sălbatici prăpastie era un fleac. Primești de a deveni chiar și mai amenințătoare. Fugarii pierduseră aici un timp prețios și asta dăduse răgaz dușmanului să se apropie. Armăsarii nu fuseseră niciodată atât de aproape și era neîndoios că nu vor șovăi să, să sară prăpastia. Dar ce se va întâmpla atunci? Tinerii goneau alături la fel de nebunește. Din senin mori s-o opri brusc cal. Miss spuse el creolei, care tocmai se apropiase. Porni singură înainte. De ce? întrebă fata silindu mustangul să-și domolească vântul. Continuând așa, armăsarii ne vor ajunge curând. Trebuie să facem ceva să-i oprim. Deocamdată mai avem o posibilitate, dar apoi va fi prea târziu. Vă rog să nu-mi puneți nicio întrebare. Încă 10 secunde și totul e pierdut. Priviți înainte. Vedeți o apă? E un eleșteu. Grăbiți-vă să ajungeți acolo. Veți vedea un țar cu două îngrădiri înalte care se unesc în dreptul eleșteului. Dacă nu vă ajung între timp, îndreptați-vă spre țarc. Coborâți de pe cal și închideți intrarea. Sunt acolo niște pari. Și dumneavoastră sir, nu, nu vă temeți pentru mine, grăbiți-vă, orientați-vă după eleșteu. El este farul dumneavoastră și nu uitați să închideți intrarea țarcului, mai repede, vă rog, mai repede. Louise șovăia fără să se poată hotărâ să plece și să lase aici pe omul care își primejduia viața pentru ea. Din fericire, tânăra creolă nu era dintre fetele sperioase și lipsite de judecată, capabile să-l tragă la fund pe cel care sare să le salveze de la nec încrezătoare în forțele sfătuitorului ei și convinsă că acesta știe ce face, se supuse îndată și o porni spre eleșteu. Rămas singur, Moris scoase din buzunarul și cea mai modernă armă îndreptată vreodată împotriva acestor locuitori ai prediei un revolver cu șase focuri, apoi dând pinte în calului, se înapoie cu repeziciune la prăpastie peste care sărise împreună cu Luiz, armăsarii vor sări prin același loc ca și noi, își zise el, urmărind Hergelia care se afla încă de partea cealaltă prăpastiei. Dacă izbutesc să dobor măcar unul, ceilalți ar putea să se oprească și ar lăsa răgaz mustangului rotat să se depărteze. Acum e momentul. Răsună o împușcătură. Cel mai impunător exemplar al Hergeliei, un armăsar roșcat, se prăbuși la pământ, închinzând celorlalți calea cu trupul său. Vreo câțiva armăsari care veneau din spate se opriră îndată, iar după ei toată Hergelia. Folosindu-se de zăpăceala lor, mustangerul se abătu spre apus și zbură spre eleșteu. Mustangul rotat și stăpâna sa erau deja departe. Armăsarii sălbatici nu mai continuară urmărirea. Poate că pieirea căpetenii lor descumpănise Hergelia sau poate că trupul acestuia închisese calea spre singurul loc pe unde se putea sări peste prăpastie. Când mori se apropie de leșteu, lui era de mult acolo. Fata urmase în tocmai sfaturile mustangerului, afară de unul singur. Nu închisese țarcul. Intrarea țarcului rămăsese deschisă, parii stăteau aruncați pe jos, Louise rămase în șa. Era atât de tulburat încât nu găsea cuvinte să-și exprime recunoștința. Primejdia trecuse. Acum când se aflau în afara oricărei primejdii, tânăra creolă privi cu interes în jur. Văzu un eleșteu mare, cu malurile răscolite de copite. De bună seamă aici era locul unde caii se desprinseseră să vină la dăpos. O îngrăditură înaltă înconjura eleșteul, ca două brațe înaintând până departe în prerie, aidoma unor aripi desfăcute. Dar ce e asta?" întrebă fata arătând spre îngrăditură. O capcană pentru mustangi," l-a murit Moris. O capcană pentru mustangi?" Un coral unde se prind cai sălbatici." Aripile îngrăditurii pătrund adânc în prerie, așa cum vedeți. Atrași în coace de apă sau pur și simplu mânați de mustangeri, ca ajung aici în strâmtoare. Apoi coralul e închis, aici fiind ușor să-i prinzi cu lasoul. Oh, bietele animale! Coralul e al dumneavoastră? Sunteți doar mustanger, parcă așa mi-ați spus Da, mustanger, numai că eu vânesc cai să-l bateci de unul singur Mi se întâmplă foarte rar să întâlnesc aici mustangeri Din pricina asta, nici nu pot să mă folosesc de vreun coral, fiindcă aici e nevoie de cel puțin 20 de hăitași Arma mea, dacă pot să o numesc așa, e la soul Și îl mânuiți cu multă iscusință Am auzit că, și m-am convins de fapt și cu ochii mei, sunteți foarte binevoitoare nu merită această laudă. În prerii există oameni născuți parcă nume ca să arunce la săul. Sunt mexicanii. Ceea ce vi s-a părut iscusință, în ochii lor ar trece drept stângăcie. Mă tem, mister Geral, că sunteți prea modeși prețuiți prea mult pe alții. Am avut prilejul să aud exact contrariu. Dar de la cine? De la prietenul dumneavoastră, mister Stu. Ha, bătrânul Zeb. Nu iau autoritate în materie. Aș dori și eu să învăț să arunc la soul, dar se spune că nu-i ceva potrivit pentru o femeie. O, oh, nici de cum. E un sport tot atât de nevinovat ca patinajul sau tragerea cu arcul. Cunosc o fată care e neîntrecută în aruncarea la soului. Americancă? Nu, mexicană. Locuiește pe lângă Rio Grande, din când în când vine și pe la noi, pe la Leona. Are niște rude pe aici, mi se pare. E tânără? Cam de vârsta dumneavoastră, Miss În Înaltă? Puțin mai scundă decât dumneavoastră dar desigur mult mai frumoase decât mine, nu? Am auzit că mexicancele sunt mult mai frumoase decât noi americancele. După părerea mea, creolele nu fac parte din această categorie, răspunse Moris cu diplomație. Aș fi curioasă să știu dacă pot să învăț și eu arta aruncării la soului, continuă tânăra creolă, părând să nu bage de seamă complimentul mustangerului. Nu-i prea târziu? Se spune că mexicanii învață din copilărie să arunce la soul, de aceea și ajung la o asemenea maestrie. Nu, pentru dumneavoastră nu-i deloc târziu, se grăbi să o încredințeze Moris. Într-un an sau doi veți deveni foarte pricepută. Eu de pildă arunc la soul abia de la trei ani. Și deodată tăcu, căci nu voia să pară lăudăros. Iar astăzi sunteți recunoscut drept cel mai scusit mânuitor de la sou din întreg Texasul, zise fata întregindu-i gândul. Nu, nu, protestă el râzând. E o greșeală a bătrânului Zev care judecă lucrurile luând ca unitate de măsură proprie indămânare ce să fie asta, modestie, se gândi Creola, sau omul acesta nu face decât să-și râdă de mâine. Nu, cu neputință, nu-i adevărat. Altfel simt că o să ies din minți. Doriți să vă întoarceți în mijlocul prietenilor dumneavoastră? Vorbi Moris, băgând de seamă că fata e cu gândul în altă parte. Tatăl dumneavoastră a început probabil să se neliniștească văzând că lipsiți atât. Fratele și vărul dumneavoastră, cred că sunt la fel. Da, aveți dreptate, Înconvință fata cu o umbră de jignire și de părere de rău. Nu m-am gândit la asta. Vă mulțumesc, Sir, că mi-ați amintit de îndatoririle mele. E timpul să ne întoarcem. Săriră din nou în șa. Luiz apucă frăul în silă, potrivindu-și cu oarecare încetineală cizmele în scări. Avea aerul că nu prea o trage inima să plece din acest loc interesant. Mori și tovarășa sa călăreau din nou prin prerie. Apucară spre locul picnicului pe drumul cel mai scurt. Acum urmau să treacă prin preria bălăriilor numită astfel de primii coloniști care pe semne că nu stătuseră prea mult pe gânduri până să se oprească la acest nume. Băștinașa din Louisiana se pomeni într-o grădină uriașă, presărată la tot pasul cu flori viu colorate și mărginită în departare de bolta albastră a cerului. Grădină pe care natura însăși o sădise și pe care tot ea o îngrijea. Ai ce frumusețe!" exclamă cu încântare creola, oprind calul în loc. Vă place, mis? Că-mi place? E prea puțin spus, sir. În fața mea văd tot ce are natura mai minunat. Iarba verde, copaci, florile, tot ce omul cultivă cu atâta trudă, deși niciodată nu izbutește să domândească ceva pe măsura minunăților de aici. Nimic nu lipsește. E un adevărat colț de rai. Numai case lipsesc. Acoperișurile și coșurile caselor ar strica. Conturile pure ale copacilor, se desenează atât de frumos aici în umbra lor, aș vrea să trăiesc. În umbra lor aș vrea să... Cuvântul iubesc era cât pe ce să-i se desprindă de pe buze, dar se opri la timp. Cu totul neașteptat chiar pentru ea spuse să mor. Irlandezul îi împărtășea simțămintele. Cuvintele ei răsânau ca un eco în suflet și totuși răspunsul lui veni sec și prozaic. Mă temis, Că v-ați plictisit curând de o asemenea viață, fără un acoperiș deasupra capului, fără societate, fără... Dar dumneavoastră Sir, nu vi s-a urât cu viața pe care o duceți? Prietenul dumneavoastră, Mr. Stowe, căruia îi acord toată încrederea, mi-a spus că trăiți așa de vreo câțiva ani. E adevărat? Foarte adevărat. O, cât vă invidiez! Sunt convinsă că aș fi fost nespus de fericită în mijlocul naturii minunate de aici. Viața asta nu m-ar plictisi niciodată. Singură? fără prieteni, ba și fără un adăpost? Ei, nu vorbeam de asta. Dumneavoastră nici nu mi-ați spus cum trăiți. Dumneavoastră aveți casă, parcă, nu? Locuința mea nu-i vrednică de un nume atât de pompos, răse mustangerul. Coliba mea, mai bine zis hacaleul meu, se numără printre cele mai modeste din întreg ținutul. A unde se află? E departe de locurile pe care le-am colindat azi împreună? Ei, nu prea departe, cam la vreo milă. Uitați-vă spre apus, vedeți vârfurile copacilor de acolo? E bine, copacii aceea îmi de ars și soarelui și o apără de furtună. Mi-ar plăcea nespus de mult să o văd. E o colibă adevărată? Ba, chiar așa e. Și singurate că, la mai puțin de zece mile, nu cunosc vreo altă așezare în jur. Și înconjurată de copaci, pitorească locuință. Depinde cine o privește. Aș vrea să o văd și eu. Nu-i decât o milă până acolo, nu? O milă la dus, una la întors. În total, două. Hmm? Nu-i prea departe. Ne ajung 20 de minute. Mă tem numai că abuzăm de răbdarea prietenilor dumneavoastră. Vreți poate să spuneți de ospitalitatea dumneavoastră? Iertați-mă, Mister Gerald, urmă fata și o umbră de tristețe îi trecu peste față. Nu m-am gândit la asta. Pe semne că nu stați singur. Mai stați cu cineva? O, oh, da, nu stau singur. Stau împreună cu un prieten încă de când... Mai înainte ca mustangerul să sfârșească vorba, în închipirea Luizei se și vise chipul acestui prieten. O fată de seama ei, cu pelea smeadă și ochii migdalați, cu dinții mai strălucitori decât perlele, cu obrajii rumeni și părul mai lung decât coada lui Castro. Poartă mărgele la gât, brățări la mâini și la glezne, o fustă scurtă cu mândre cu sături, mocasini în picioarele gingașe. Așa i se înfățișase Luizei, prietenul mustangerului. Prietenul dumneavoastră nu i-ar plăcea, poate, să se trezească pe nepusă masă cu musafiri, mai cu seamă cu un străin. O, oh, ba, din potrivă, se bucură întotdeauna când vine vreun musafir, fie că e străin, fie că e cunoscut. Fratele meu de lapte e foarte sociabil, dar sărmanul are prea rar prilejul să vadă pe cineva. Frate de lapte? Da, pe limonil, așa-l cheamă, și e irlandesc ca și mine. Numai că are un accent și mai pronunțat decât al meu, de altfel e din comitatul Galway. Cât de mult aș vrea să-l aud vorbind? Pe acolo, pe la dumneavoastră, se vorbește foarte nostim, nu-i așa? Fiind eu însum Galwen, Mă greu să-mi dau seama, dar dacă n-aveți nimic împotrivă și sunteți gata să primiți pentru o jumătate de ceas ospitalitatea lui Pelin, va fi cel mai bun prilej să vă faceți singură o părere. Sunt încântată. E un lucru nou și nespus de interesant pentru mine. Tata și ceilalți mai pot să aștepte. Au rămas ei destul cu doamnele și fără mine. Iar tinerii dom n-au decât să ne caute mai departe. Afară de asta, aveam de gând să vânez mustangi, așa că eu mă folosesc de acest răgaz și primesc cu plăcere ospitalitatea dumneavoastră. Mă tem că totul va fi mult prea modest. Pelim a rămas singur de vreo câteva zile și, cum nu e vânător, pe semne că stă prost cu proviziile. Noroc că ți-a apucat să gustați ceva înainte de goana asta prin prerie. Bineînțeles că ospitalitatea lui Pelim o îndemna pe Louis Pondexter să se abată din drum. Nu îi interesa prea mult vorba scălcită a irlandezului și nici coliba mustangerului. Era la mijloc un simțământ mult mai puternic căruia nu putea să-i se împotrivească. Louise intră în coliba singuratică a lui Alamo, arătându-se foarte interesantă să cunoască o asemenea originală locuință. Plăcut surprinsă, descoperi acolo cărți, hârtie și cele necesare scrisului, precum și alte mărunțișuri care mărturiseau că stăpânul Hacaleului e un om instruit. Ascultă cu o vădită luare aminte vorbirea caragioasă a lui Pelim, gustă din tot ce îi se servi, afară doar de băutura preferată a galueanului, și la plecare era voioasă și plină de însuflețire. Curând însă buna dispoziție pierii și toată însuflețirea ei i se stinse. Ajungând din nou în preria smălțată de flori și perindându-și prin minte impresiile acelei zile, tresări deodată fulgerată de un gând care îi săgetă inima ca un fior de gheață. Oare o chinuia gândul că și-a lăsat prietenii și pe cei apropiați să o aștepte atâta vreme? Neliniștindu-se pentru soarta ei? Nu. Nu asta o chinuia pe Louise toată ziua, tot drumul de la fort până la locul picnicului, în timpul popasului din Poiană, în timpul urmăririi de către armăsarii sălbatici când mori Gerald Geraldo scăpase de primejdie, în clipele de odihnă de lângă Leșteu, apoi în prerie, la napoiere, în coliba mustangerului, tot timpul tovarășul ei de drum se purtase cu ea politicos, atât și nimic mai mult. Mustangerul se ținea cu strășnicie în limitele unei corectitudini de adevărat gentilom. Din cei 40 de călăreți care se aruncaseră să o salveze pe Luiz, puțin rezista răgoanei acesteia îndelungate. Pierzând în vedere hergelia sălbatică, mustangul rotat și pe mustanger, călăreții începură să se rătăcească unii de alții și curând se risipire prin prerie câte unul, câte doi sau câte trei, patru. Cei mai mulți neștiind să se orienteze pierdură urmele manadei, luându-se după alte urme mai vechi, lăsate poate de aceeași manadă. Un singur călăreț era pe drumul cel bun. Călărea un cal puternic de culoarea castane, rezistent și iute, fără să fie o frumusețe. Purta chipiu și uniform albastră. Nu era altul decât capitanul de cavalerie în rezervă casei Calhau. Capitanul apucase pe urmele cele bune. Ajunsese la hățișuri și curând se pomeni în poiana unde mustangul rotație oprise în chip atât de neașteptat. Până aici nu-i fusese greu să se orienteze, dar acum rămase descumpănit. Încotro s-apuce. Printre urmele lăsate de hergelia sălbatică, nu se mai deslușeau urme de potcoave. Kelholm se învârtea în loc, cerceta fiecare palmă de pământ, dar nu putea să se lumineze. Spre uimirea lui zări deodată apropiindu-se un călăreț, după a cărui statură uriașă își dădu seama că l-are în față pe Zeb Ați aflat ceva despre tânăra Lady, Mr. Calhoun?" întrebă bătrânul vânător cu o voiciune puțin obișnuită pentru firea sa. Nu, într-adevăr n-ați aflat nimic?" continuând el văzând chipul lui Calhoun. O O drace! Încătru o fi purtat-o, a fi, purtat fi rusit-o ăla de Mustang. O ciudată întâmplare. Doar mi spun de exterior că foarte iscusită. Nu-i nimic. Nu cred să fie în primejde. Mustangerul cu laso o să-l prindă cât ai clipi. Dar de ce v-ați oprit aici? Nu mă dumiresc în ruptul capului încotro a apucat. Judecând după urme, ai zice că s-a oprit aici, numai că urmele nu pornesc mai departe. Da, da, aveți dreptate, Miss Calhoun. S-au oprit aici Și-au stat foarte aproape unul de altul Se vede bine și asta Pe semne că s-au lăsat păgubași De urmărirea ctepielor sălbatice Dar mai mult ca sigur oh, a apucat O a apucat-o Zeb stup început să cerceteze Culoarea minte în tinderea poienii Străduindu-se să găsească răspunsul Nu dau de urmele lor și pace Mormăi capitanul Nu? Ha. Uite că eu le-am dibuit Ia priviți aici Vedeți urmele pe iarba călcată? Nu văd nimic E asta, uitați-vă bine Colea stă întipărită o potcoavă mare Iar alături de ea una mai mică Încolo au luat-o Va să zic că numai până aici au urmărit iepele sălbatice Nu ne rămâne decât să cercetăm mai departe Da, da, cu orice preț Fără să mai pierdă timpul Zebstu porni în direcția arătată de urme Hei! exclamă deodată bătrânul vânător Oare ce s-o fi petrecut aici? N-ar strica să lămurim lucrurile nu văd decât urmele iepelor sălbatice, bombăni Calhom. S-ar zice că au făcut un ocol și au venit înapoi. Aici s-au schimbat rolurile. Dar ce vrei să spui? Vreau să spun că în locul ăsta nu călăreții urmăreau iepele, ci iepele urmăreau călăreții. Dar nu erau iepe. Oh, Dumnezeule, sunt copite mari. Să nu fi fost. Oh, ce anume? Bătrânul vânător porni iute în direcția urmelor, fără să-l mai lămurească. Calhom se ținea după el săcâindu l cu întrebări, dar Zeb se mărginea să-i dea din mână ca și cum ar fi vrut să-i zică. Nu mă pisa atât acum n-am timp. O vreme fu absorbit cu totul de cercetarea urmelor pe pământul frământat de copitele armăsarilor. Abia când se apropie de prăpastia din prerie, se risipi și neliniștea bătrânului. Și doar atunci binevoi să-i dea capitanului lămuririle cerute cu atâta stăruință. Priviți! Un armăsar ucis, dar ce sunt semne asta? Hm. Nimic alta decât că l-a omorât mustangerul. Și asta a speriat restul hergeliei și armăsarea au încetinit goana lor după cei doi călăreți? Nu-i tocmai așa. Armăsarea au încetat urmărirea, însă nu spaie mai a oprit, ci leșul armăsarului. Drace, asta zic și eu săritură. Cred că nu-ți închipui că au sărit pe aici, făcu Kelhom. O, cu neputință. Au țâșnit ca glonțul din pușcă. Nu vedeți? Sunt urme de potcoave și pe malul ăsta și pe cel din față. Miss Pandexer a sărit întâi. Și de bună seamă că amândoi au sărit mai înainte să împuște armăsarul. Altfel n-ar fi izbutit. Hmm, bag de seamă că nu-i niciun alt loc pe unde n-ar fi putut să treacă dincolo. Isteți, băiat mustangerul! A culcat armăsarul la pământ taman aici, în singurul loc de trecere. Crezi că mustangerul a sărit împreună cu verișoara mea?" E, nu chiar împreună," răspunse Zev fără să bănuiască gândul lui Kellogg. Întâi a sărit mustangul rotat, va mai spus asta. Priviți!" Colo, pe partea cealaltă, îi se văd deslușit urmele. Da, le văd și eu. Și dacă vă uitați cu atenție, o să vedeți că stau sub urmele lăsate de calul Mustangului. Ai dreptate, chiar așa. Cât despre Armăsar, niciunul n-a sărit dincolo. Uite, uite cum cred eu că a fost. După ce s-a văzut de partea cealaltă, prăpastii, flăcăul a trimis un glonț în nemernicului ăsta. Ceilalți armăsari, speriați de moartea tovarășului lor, au încremenit locului și apoi au pornit în altă direcție. Uite urmele lor, apucă undeva în sus. Nu se poate să fi sărit prăpastia în altă parte și să-și fi continuat urmărirea? În cazul ăsta ar fi trebuit să gonească zece mile până să ajungă aici. Cinci în sus de-a lungul prăpastiei și cinci în dărăt pe malul celălalt. Așa ceva nu s-a pomenit Mr. Calhoun. N-aveți grijă. Miss Louise n-a fost urmărită. După ce a sărit peste prăpastie, a alergat alături de mustanger. O, trecuse orice primejde atunci. Acum cred că s-au întors amândoi la locul picnicului. Să mergem, exclamă Calhoun plin de nerăbdare, încât ai fi zis că verișoara se și afla într-o mare primejde. Haide, Mr. Storm, trebuie să ne întoarcem cât mai repede. Dar la ce atât azor? Mormăi Zeb, descălecând liniștit de pe apa lui și scoțând la eveală la un cuțit. Așteptați, nițel, mai vreo zece minute. De ce? Vreau să jupoi armăsarul, o minunăție de piele. La noi în setlement capăt 5 dolari pe ea, cu ochi închiși. O să te ia naiba cu pielea asta cu tot, izbucni furios Calhoun. Haide, lasă asta. Păi nici nu mă gândesc. Eu întoarse zev cu aceeași liniște, crestând pielea pe burta animalului. Dacă vă grăbiți, n-ave decât să plecați, mister Calhoun. Cât despre mine, Zeb, stuf, nu mă mișc de aici până nu fac pielea sul ca să o ducă bătrânica mea. Gelozia îl zorea pe casei Calhom să se întoarcă la locul picnicului. Gheara ei se înfipse în inimă încă de pe când străbăteau preria pârjolită și de atunci gelozia creștea mereu, răpindu-i liniștea. Judecând după starea socială a vânătorului de mustangi, se părea că verișorul nu trebuia să-și facă griji. De altfel, Calhom nici nu s-ar fi lăsat pradă gândurilor dacă n-ar fi cunoscut atât de bine pe această domișoare Pondexter. De copil arătase o totală independență, născocind orice canoane. Kelhom, copleșit de gânduri negre, o porni în goană spre locul picnicului. Ivirea celor doi călăreți în depărtare nu-l bucură câtuși de puțin. Îi recunosc un numai decât. Erau tocmai cei din pricina cărora se simțea atât de coclit. Călăreau unul lângă altul încât aproape li se atingeau șeile. Absorbiți de discuții, nici nu-i simțiră pe Kelhom. Înaintau un trap ușor și ghicei lesne că nu se prea grăbeau să se întoarcă în mijlocul celorlalți. Apropierea dintre ei, atitudinea lor, nepăsarea vădită față de tot ce înconjura și în sfârșit încetineala de broască țestoasă cu care se înapoiau, toate acestea avură darul să întărească bănuielile capitanului. Călhom simțea că își pierde stăpânirea de sine. În prima clipă simți imboldul să se avânte în galop și să curme această plimbare intimă își calu calul să iuțească pasul, dar îl domoli dată, ca și cum s-ar fi răzgândit. Cei doi nu îl simțiră încă, deși capitanul călărea la mai 200 de pași în urma lor. Vocea cristalină a verișoarei lui, care părea să conducă discuția, îi răsuna deslușit în urechi. Ce n-ar fi dat să audă ce spun? Amândoi erau atât de absorbiți încât așa ceva nu părea cu neputință de înfăptuit. Pe aici, iarba era moale și mlădioasă, ca un covor, și năbușea tropotul calului. În câteva clipe, capitanul Kelhom ajunse în apropierea călăreților, își domoli calul, dar pasul lui ostenit îl trădă. Mustangul rotat și murgul îți scrutară coamele și nechezară puternic. A, vărul căsei!" exclamă Louise, mai mult cu ciudă decât cu imire. Te văd aici, dar tata, Henri și ceilalți unde sunt?" Dar de ce mă pe mine lui?" Știu tot atât de puțin ca și tine. Credeam că ne-a ieșit înainte. Calul ți mai spumă. Arată ca după o goană îndelungată, cu nimic mai prejos decât a noastră. Așa și este. Din prima clipă m-am aruncat pe urmele tale, nădăjduind să-ți pot veni în ajutor. Adevărat! Și eu care habar n-aveam că ai pornit-o după noi. Ați mulțumesc, esei. Tocmai asta făceam acum. Îi mulțumeam lui Mister Gerald care m-a salvat pe mine și pe luna dintr-o mare primejdie, riscându-și viața, ba chiar ne-a salvat de la o moarte îngrozitoare. Închipuiește-ți, am fost urmăriți de o herghelie de armăsari sălbatici. Erau cât pe cine să ne sfâșie. Da, știu. Ai văzut cum ne-au urmărit? Nu, am ghicit totul după urme. După urme? Ai izbutit să-ți dai seama de asta după urme? Da, mulțumită lămuririlor lui stuf. Am, ah, ați fost împreună. Și până unde ați venit după noi? Până la prăpastie. Tu ai sărit singură, așa, mi-a spus Zeb. E adevărat? Luna a sărit. Odată cu tine. La se înțelege. O ciudată întrebare casei, râsea. Ai sărit și tu peste prăpastie. Hm, continuă Creola, vorbind deodată pe un alt ton. Și ai mai mers pe urmele noastre? Nu, Lu. De la prăpastie am pornit-o încoace, presupunând că te întorci înaintea mea. Lui spăru mulțumită de răspuns. Ei, mă bucur că ne-am întâlnit. Mergeam încet pentru că luna sărăcuță e tare obosită. Nici nu știu cum o să ajungem acasă. Din clipa apariției lui Kelham, mustangerul nu mai scoase un cuvânt. Fără să arate o cât mai mică părere de rău, el renunță singur la societatea plăcută a tinerei creole. Călărea tăcut la câțiva pași înainte, reluându-și rolul de călăuză. Capitanul nu slăbea din ochi și îl cerceta iscoditor și ori de câte ori surprindea privirea plină de încântare a lui Izei îndreptat în direcția mustangerului, o furie diabolică îi se aprindea în ochi. Lunga cale așternută în fața celor trei călăreți putea să ducă la un sfârșit tragic dacă n-ar fi apărut ceilalți invitați la picnic. Fugara fost fu întâmpinate cu strigăte însuflețitoare care risipiră pentru o vreme orice alte gânduri. În micul orășel din apropierea fortului Age, Hotelul cu taverna era clădirea cea mai impunătoare. Orășelul nu făcea excepție la, la regula generală, respectată în aproape toate așezările Texasului, fie mai noi, fie ridicate din primele zile ale colonizării acestor meleaguri. Numai în puținele orașe spaniole, mexicane, câte mai iau, cetățile și mănăstirile dominau restul clădirilor dar și aceste relicve ale trecutului se transformaseră cu timpul aproape peste tot în taverne. Deși cea mai impunătoare clădire din oraș, hotelul tavernă al fortului Age, nu se remarca prin nimic deosebit. După aspectul exterior, abia dacă puteai recunoaște un oarecare stil arhitectonic. Era o construcție de lemn în formă de T. Aripa, care închipuia piciorul literei, adăpostea sufrageria și odăile pentru speți. În față era o singură încăpere spațioasă Folosită ca bar salon Cum se spunea în America Aici se bea, se fuma și se discuta La intrare Prinsă de triunghiul unui stejar Se legăna o firmă care înfățișa Un erou laconic în uniformă de general De stătea scris Numele hotelului Bun venit Hotelurile din Texas ca de altfel în toată America Erau în același timp Plăcașul bursei și club Hotelul bun venit nu făcea nici ele excepție în această privință. Cu o singură particularitate, patronul nu era un iancheu speculant și întreprinzător din statele de nord ale Americii, ci un neamț flegmatic poreclit de localnici, moș Dofer. Deși la el acasă, în patrie, era cunoscut sub numele de Oberdofer. Taverna fortului nu cunoscuse poate niciodată afluența din seara de după picnic. Aproape toți excursioniștii, mai puțin doamnele firește, găsiră de covință să-și încheie ziua la bar.